Biserica din satul Jidoștița a fost resfințită de către preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, după amplele lucrări de restaurare prin care a trecut în ultimii ani. Credincioșii prezenți au avut prilejul de a se închina la Sfântul Jertfelnic, trecând prin Sfântul Altar. Ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta, Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic. Sâmbătă, pe data de 8 octombrie 2022, credincioșii din localitatea mehedințeană Jidoștița, comuna Breznița de Ocol, au primit vizita preasfințitului Nicodim, care a săvârșit aici slujba de resfințire a bisericii cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Lăcașul de cult a fost restaurat între anii 2020-2022 prin purtarea de grijă a preotului paroh, cu sprijinul financiar al enoriașilor și al primăriei localității. Am fost de multe ori aici în zile de lucru, și dacă la început am apreciat felul în care s-a înlocuit dușumeaua, lucrarea de calitate care s-a realizat, am fost bucuros să constat că prin dragostea față de biserica părintelui paroh și a doamnei preotese care este alături, s-a realizat ceea ce vedeți și dumneavoastră. În perioada 1980-2019 s-au făcut gardul, exteriorul și acoperișul bisericii, ca mai apoi, între 2020 și 2022, să fie refăcută instalația electrică, înlocuite porțile de la intrare, mobilierul, pardoseala cu granit, tabla zincată din pridvor cu tablă de cupru și vopsită tabla de pe biserică. Pentru implicarea în buna desfășurare a lucrărilor, preotul paroh a primit rangul de iconom. Vrednic este! Vrednic este, vrednic este. Iată că Dumnezeu a arătat că dacă omul dă voință, pune Dumnezeu celelalte și s-a împlinit, că numai în 2 ani și 9 luni s-a ridicat această biserică. Împreună, colaborând, am dus la bun sfârșit această biserică, ca de azi înainte toți să vină cu bucurie și să închine în locașul în care s-au botezat, s-au cununat și pe ultimul drum tot aici vor intra. După slujba de resfințire s-a săvârșit Sfânta Liturghie în curtea Sfântului Lăcaș pentru a putea participa toți credincioșii prezenți. La final s-a dat citire actului de resfințire. Act de sfințire. Cu vrerea Tatălui, cu puterea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, între anii 1880 și 1883, ziditu-s-a această sfântă biserică. Toți credincioșii prezenți au avut prilejul de a se închina la Sfântul Jertfelnic, trecând prin Sfântul Altar.